Toate structurile teritoriale ale Ministerului Administrației și Internelor sunt pregătite să asigure un climat de liniște și ordine publică atât în perioada premergătoare, dar și în ziua referendumului. Conform planului de măsuri, se acordă o atenție deosebită activităților legate de referendum. Dispozitivul alocat acestui eveniment cifrându-se la 800 de polițiști. Încă de astăzi, o parte din efective urmează să intre în pază, adevărata desfășurare de forțe urmând a avea loc de mâine. Reprezentanții poliției au ținut totuși să precizeze că activitățile specifice obișnuite ale poliției nu vor fi neglijate pe parcursul acestui weekend. Vă informez că începând de dimineață de la ora 8 la sediul IPJ a intrat în funcțiune Comandamentul Operațional Județean, din care fac parte reprezentanții tuturor armelor din Ministerul Administrației și Internelor, comandament care practic va coordona toate activitățile începând de astăzi dimineață până luni dimineață, tot ce înseamnă activități prilejuite de acest eveniment. De asemenea, în contextul campaniei generate de referendumul pentru demiterea președintelui, Ministerul Administrației și Internelor desfășoară în această perioadă o campanie de informare cu privire la sancțiunile prevăzute de lege în privința votului ilegal și a mitei electorale. Ca element de noutate, polițiștii buzoieni vor desfășura o adevărată rețea de microfiltre menite să descurajeze și să împiedice așa numitul fenomen de turism electoral. Mai multe echipaje mobile vor face legătura între filtrele fixe. Alte 20 de echipe formate din ofițeri de la Serviciul de Cercetare Penală vor fi pregătite să soluționeze orice eveniment legat de referendum. Tot pentru eradicarea turismului electoral au fost verificați pe parcursul săptămânii principalii operatori de transport în vederea depistării oricăror contracte electorale. Prin Serviciul Poliției Rutiere au fost invitați la sediul IPJ Buzău principalii operatori pe ce înseamnă transport de persoane, unde s-au purtat discuții, s-au încheiat documente, li s-a adus la cunoștință provederile legale, iar începând de miercuri, acum de alaltă ieri, inclusiv astăzi este în curs, o activitate desfășurată de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor, de verificare directă la toate firmele de transport, începând de la cele mari până la cele care au, știu eu, 1-2 microbuze, ocazie cu care am verificat legalitatea oricăror comenzi, contracte, care urmează a fi desfășurate și urmează a fi oferite servicii de transport, inclusiv în ziua de 29. În județul Buzău au fost înregistrate doar 6 incidente cu privire la derularea campaniei electorale. Într-un singur caz s-a întocmit dosar penal, este vorba despre o suspiciune la Săpoca, unde, în urma unor zvonuri lansate în comună, poliția verifică dacă anumitor cetățeni s-ar fi reținut actele de identitate pentru a nu putea participa la referendum.